Germania va oferi Republicii Moldova sisteme ce țin de apărare aeriană și încă 14 blindate Pirania, suplimentar la cele 19 pe care deja le-a livrat anterior. Anunțul a fost făcut de ministrul german al apărării Boris Pistorius în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, împreună cu omologul său moldovean Anatolie Nosatăi, după ceremonia de transmitere a Armatei Naționale a Moldovei a unui lot de echipamente medicale de ultimă generație. Boris Pistorius a menționat că Republica Moldova resimte efectele războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, dar a precizat că Germania și Uniunea Europeană nu va permite ca Rusia să continue tentativele de destabilizare a situației din Republica Moldova și va face tot posibilul pentru a le contracara. Wir unterstützen euch sehr gerne die Fähigkeiten der moldauischen Streitkräfte weiter auszubauen. Unsere Teams arbeiten hier schon außerordentlich eng zusammen. Du hast gerade angesprochen die Piranhas. Schützenpanzer mit der entsprechenden Bewaffnung. 19 haben wir bereits geliefert. Die Verträge für weitere 14 sind unterzeichnet, sodass wir hier bald die Zielgröße erreicht haben. Außerdem unterstützen wir im Bereich Luftverteidigung bei der Drohnenabwehr und mit schultergestützten Flugabwehrsystemen. Letzteres, da beginnt die Auslieferung voraussichtlich im nächsten Jahr. Ministrul moldovean al apărării Anatolie Nosatăi a declarat că tot ce își doresc autoritățile moldovenești este să aibă capacități de apărare suficiente pentru a fi capabili să menținem pace și să asigurăm un mediu de securitate stabil și prosper pentru cetățenii Republicii Moldova. Sprijinul partenerilor noștri strategici, printre care Germania, este foarte important în contextul în care Republica Moldova se confruntă în prezent cu o serie de provocări. Apreciem faptul că alături de alți parteneri, Republica Federală Germană susține eforturile noastre de consolidare a capacității de apărare în cadrul organizațiilor internaționale, precum și angajamentelor ferme de integrare europeană, obiectiv strategic vital care va asigura dezvoltarea pe mai multe paliere a țării, dar și un mediu mai sigur și prosper pentru cetățeni. Lotul de asistență medicală oferit astăzi Armatei Naționale de către guvernul german conține 5.000 de truse medicale individuale, 1.000 de turnichete homostatice și 260 de truse destinate personalului medical al Ministerului Apărării. Aceste echipamente vor permite gestionarea situațiilor medicale de urgență și acordarea primului ajutor în condiții de teren dificile. Este pentru a doua oară când un ministru german al apărării efectuează o vizită oficială în Republica Moldova într-o perioadă relativ scurtă.